Liberalii întruniți online, vineri 10 iulie, au validat atât candidatura lui Cristian Buican, cât și lista candidaților la primăriile din județ. Este vorba de candidaturile pentru cele 89 de localități din județul Vâlcea. Lista va fi dată publicității cât de curând, după cum a declarat pentru Antena 3 Vâlcea, Claudia Banu, președinte PNL Râmnicu-Vâlcea. Întrebat dacă există primari PSD care se află pe lista candidaților din partea PNL, Buican ne-a declarat că acestea sunt doar bârfe politice. Nu putem ști cine de unde candidează decât momentul depunerii candidaturii. De-a lungul timpului au fost multe zvonuri privind trecerea unor primari de la un partid la altul. Vă reamintesc faptul că anul trecut domnul Prădulescu, care încă este președinte al Consiliului Județean, se lăuda că 20 de primari ai Partidului Național Liberal au trecut în barca PSD-ului. Deci aceste lucruri noi le luăm ca fiind bârfe politice. Cât privește alianța PER-PSD, candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea consideră că aceasta nu există, fiind doar o înțelegere între doi oameni. Nu există această alianță nici măcar la municipiu. Este o înțelegere între doi oameni. Alianța este o formă juridică prin care două sau mai multe formațiuni politice își depun candidaturi la alegeri locale, parlamentare sau de alt tip. Asta este o înțelegere, pur și simplu, între doi oameni, făcută între Prădulescu, care vinde partidul domnului Gutău. Aflându-se în București la ședința din plen a Camerei Deputaților, Cristian Buican nu a putut fi prezent la depunerea inițiativei cetățenești a candidatului Virgil Pârvulescu, ce a avut loc astăzi la primăria Râmnicu-Vâlcea.